Bună ziua tuturor! Bine v-am regăsit, o ediție specială de această dată și câteva interviuri în exclusivitate. Am stat de vorbă cu reprezentantul Companiei Naționale de Drumuri. Foarte curioși ce s-a întâmplat în aceste ultime luni, mai ales că se apropie finalul de an, în materie de autostrăzi, de drumuri rapide. Am stat de vorbă cu reprezentantul companiei care se ocupă de atragerea finanțărilor europene. Am aflat ce se va întâmpla cu autostrăzile din Moldova, ce se va întâmpla cu drumul spre munte, dar și cum vor arăta viitoarele autostrăzi verzi sunt cuprinse în Planul Național de Redresare și Reziliență. O altă exclusivitate, am intrat pentru prima dată în laboratorul Spitalului Universitar, cel care a luptat în prima linie cu COVID-19, locul unde s-au făcut primele teste PCR la noi în țară, odată cu izbucnirea crizei. E vorba despre un laborator care avea echipamente cumpărate din fonduri europene și care rapid s-a adaptat la această criză. Întreaga poveste în această ediție începe Europa, mie bine, ție bine. România se situează pe locul 119 din 141 de țări analizate prin prisma calității infrastructurii rutiere și este pe ultimul loc în Europa în ceea ce privește numărul de kilometri de autostradă la 100.000 de locuitori. La nivelul anului 2019, 848,12 kilometri din lungimea rețelei de transport rutier din România era la nivel de autostradă, respectiv un procent de 4,96% din totalul rețelei de transport. Densitatea de autostrăzi din România este una dintre cele mai mici la nivel european, raportată la suprafață. Calitatea drumurilor românești a primit calificativul 2,96. Polonia a fost pe penultimul loc cu 4,14. Calificativul maxim era 7, sondajul fiind realizat acum 3 ani de Forumul Economic Mondial. Rata mortalității generate de accidentele rutiere este extrem de ridicată. România numără 96 de decese în accidente la 1 milion de locuitori, față de media Uniunii de 49 de persoane care își pierd viața în trafic la 1 milion de locuitori. Datele erau valabile pentru anul 2018. Acestea sunt și argumentele cu care România vrea să ia cele aproape 30 de miliarde de euro din PNRR pentru a investi, printre altele, în drumuri și șosele de mare viteză. Noua politică europeană în materie de finanțare a infrastructurii, evident că are o puternică influență în zona de mediu, de altfel și proiectele anterioare au o puternică influență în zona de protecție a mediului. Ce înseamnă o autostradă verde, ca să fiu mai concisă? Deci o autostradă verde înseamnă o autostradă care e prevăzută cu perdele forestiere încă de la elaborarea studiului de fezabilitate. Povesteam de autostrada A7, că este un proiect pregătit după rigorile comisiei, adică are zone prevăzute încă din studiu și cuantificate la nivel de expropriere și la nivel de buget alocat pentru împădurire. Avem ceea ce înseamnă sistemele ITS și o digitalizare a acesteia care să corespundă să zicem directivelor europene de actualitate. Asta care... însemnând ce anume? Asta însemnând sisteme de prezentare, să zicem, a unor informații tip meteo, unor informații privind rute alternative, blocaje, mesaje variabile, supraveghere, video, centre de monitorizare a traficului. Există o dualitate a drumurilor tehnologice. S-a considerat că drumul tehnologic care este prevăzut pentru intervențiile de-a lungul autostrăzii poate să fie utilizat și ca pistă de biciclete. Avem ceea ce înseamnă toate spațiile de servicii prevăzute cu stații de încărcare electrică. Nu neg faptul că există un deficit la nivelul rețelei infrastructurii existente de autostrăzi, dar compania a inițiat în acest sens multiple acțiuni și anume a lansat și a semnat contracte de concesiune în anul anterior. Iar parte din aceste contracte de concesiune sunt și instalările de aceste, să zicem, stații de
aceste stații de încărcare electrică. E vorba de autostrăzi existente deja sau în viitoarele autostrăzi? Le-am abordat în trei etape. Uh-huh. Pentru cele existente, prin contractele de concesiune, s-a avut în vedere amplasarea acestor stații de încărcare electrică. Pentru autostrăzile, să zicem, care au făcut obiectul elaborării unor studii de fezabilitate, s-a avut în vedere această rigoare încă de la momentul proiectării, fiind prevăzute. Și a treia modalitate, pentru alte autostrăzi care acum sunt în execuție, dar care nu au avut, n-au prevăzut, să zicem, amplasarea acestor stații, la momentul la care se vor finaliza, vor face obiectul unor alte pachete de concesionare pentru amplasarea... Autostrăzi vechi, și spre mare, s-ar putea să vedem în curând? În mod cer veți vedea. Deci în mod cer veți vedea și acolo ceea ce înseamnă stații, bineînțeles, respectându-se acea distanță care este, să zicem, reflectă autonomia pe care o mașină electrică o poate deține. CNAIR, compania care se ocupă de proiectele de infrastructură și administrează drumurile naționale de la noi, și-a propus de câțiva ani să schimbe statisticile care ne țin codașii Europei în materie de infrastructură. PNRR va fi una dintre șanse, dar și celelalte programe operaționale pentru transporturi, fără de care 90% dintre drumurile de mare viteză, dar nu numai, și așa puține, nu ar fi existat. Dacă am putea să facem un panou general și să cuantificăm procentual, aș putea spune fermitate că 90% din infrastructura României, însemnând construcție de autostrăzi, modernizare, reabilitare de drumuri naționale, construcție de variante de ocolire, chiar și construcția unor drumuri de legătură, toate acestea sunt finanțate din fonduri europene. Fondul european reprezentând, de fapt, o șansă acordată României, dar și o valorificare a statutului nostru de, să zicem, membru al Uniunii Europene. Bineînțeles, ce trebuie menționat este că toate aceste obiective, calitatea lor trebuie să îndeplinească exigențele de finanțare. De multe ori ne regăsim în etapa de prioritizare, să zicem, a unor obiective, pentru că și fondurile europene au limite. Numai că ne-am uitat dincolo de granițe, ne-am uitat către Polonia, de exemplu, și am văzut că am învățat din lecțiile anterioare, din programul operațional sectorial de transport, programul care s-a încheiat în anul 2013, și am înțeles că pentru fiecare euro cheltuit trebuie să supracontractăm și să avem 3 euro, să zicem, angajați prin contracte de finanțare. Proiectele de infrastructură rutieră, evident, în proporție, cum spuneam anterior, de aproape 90% finanțate din fonduri europene, sunt, zic eu, într-un stadiu foarte ușor de observat cu ochiul liber din orice filmare pe Facebook, din toate comunicatele noastre de presă, din interacțiunea cu mass media. Vorbim aici de drumul expres Craiova-Pitești, unde s-a înregistrat un progres semnificativ. Vorbim de Sibiu-Pitești, secțiunile de capăt. Vorbim aici de podul de la Brăila, care, să spunem că și acesta este un element de referință pentru marile construcții care se implementează din fonduri europene. Vorbim, bineînțeles, de autostradă Câmpia Turzio-Gra-Târgu Mureș, unde mare parte din sectoarele acestei autostrăzi sunt deja în operare, respectiv altele sunt în curs de implementare și, să spunem, cu un orizont de finalizare în perioada imediat următoare. Vorbim de autostrada Sebeș-Turda, care iarăși există toate premizele să se încheie și acest proiect început în anul 2014. Bineînțeles că vorbim de autostrada de centura municipiului București, ar fi chiar și păcat să ignorăm, având în vedere că ne regăsim în acest lot, care este șantierul de autostradă. Vorbim de pasajele din jurul Bucureștiului, vorbim și de alte drumuri naționale, gen DN5, DN76, vorbim de drumul național 66, care și acesta se realizează din fonduri europene, dar nu uităm în același timp un amplu program de construcție a unor variante de ocolire, cu care reușim să facem ceea ce înseamnă o intervenție punctuală pentru degrevarea traficului
din localități până la construcția coridoarelor la profil de autostradă sau drum expres, care vor prelua, să spunem, traficul de tranzit și vor asigura o fluență a acestui trafic pe rutele principale din România, ca parte dintr-o rețea transeuropeană de transport. Moldova e o durere pentru toată lumea, cumva, din punct de vedere al șoselor de mare viteză, cel puțin. Nu există niciun fel de autostradă în acea parte. Cum vă uitați spre această zonă a țării? Sincer, cu încredere. Având în vedere că mare parte din fondurile care vor fi alocate prin programul de reziliență vor fi destinate infrastructurii din Moldova. Vorbim aici de autostrada A7, cum o numim noi, de la Ploiești până la Siret. Din acest aliniament, sectoarele arhicunoscute Ploiești-Buzău, Buzău-Focșani, Focșani-Bacău, Bacău-Pașcani, care însumează o lungime de 320 de kilometri, sunt propuse și aprobate de către Comisia Europeană ca parte din programul de reziliență. Vorbim aici de niște pași foarte, să zic, temeinic inițiați pentru pregătirea acestor proiecte. Proiectele, studiile de fezabilitate și proiectele tehnice pentru aceste patru sectoare finanțate din programul de reziliență au fost pregătite după rigorile Comisiei Europene, finanțate din fonduri europene prin actualul program operațional de infrastructură mare, iar acestea vor intra progresiv în execuție până în anul următor, pentru că partea de elaborare a documentației, însemnând studiul de fezabilitate și proiect tehnic, pentru primul sector s-au finalizat. Ploiești-Buzău este în etapa de derulare a procedurii de licitație pentru atribuirea unui contract de execuție. Buzău-Focșani va fi lansată procedura de licitație, de proiectare și execuție până la finele acestui an și progresiv, începând cu anul următor, și Focșani-Bacău și Bacău-Pașcani vor fi lansate spre execuții. Vorbim iarăși de autostrada A8, celebra autostradă care leagă Târgu Mureș, Târgu Neamț, Iași și Ungheni. Sectoarele de capăt ale autostrăzii Târgu Mureș, Târgu Neamț, Târgu Mureș, Miercura Nirajului și Leghin până la Târgu Neamț, acestea sunt prevăzute a fi realizate în PNRR, iar pentru restul secțiunilor am alocat o atenție deosebită, s-au contractat servicii de proiectare pentru reactualizarea studiului de fezabilitate, elaborarea proiectului tehnic, urmând ca progresiv, în funcție de finalizarea acestor documentații, ele să fie promovate spre finanțare. Și Bucureștiul va avea o nouă centură modernă, un inel de autostradă A0 de circa 101 km, diferit de actuala șosea de centură care ocolește capitala. Este una dintre prioritățile companiei de drumuri de la noi. Pe circa 52 de kilometri, A0 pe partea de sud, toate cele trei loturi sunt în curs de execuție. Deși pe unul dintre tronsoane, unde constructorul este o firmă din Grecia, s-au acumulat mari întârzieri chiar dinaintea începerii lucrărilor. Pe partea de nord sunt circa 49,6 km împărțiți pe patru loturi, dintre care mai puțin de jumătate au fost deja contractați. În 2023 și 2024, cei circa 52 de km de pe partea de sud a autostrăzii de centură A0 ar trebui, teoretic, să fie finalizați și să fie deschiși traficului. Ultima mea întrebare, e sigur, e complicat să vedem acum cum vedeți în 5-10 ani, în orizont de timp, din punct de vedere al infrastructurii rutiere România? Un șantier. Deci, în România, în următoarea perioadă, cred că dacă vom pune umărul cu toții și dacă toți antreprenorii se vor mobiliza, există bani, există proiecte, există proiecte în zona Dobrogei, avem drumuri expres la Buzău-Brăila, avem Focșani-Brăila, avem Constanța-Tulcea-Brăila, avem Sibiu-Pitești, secțiunea mediană, unde și acolo va intra în execuție, avem centura București, avem în zona de sud București-Alexandria, avem drum expres București-Târgoviște, avem drum expres Găiești-Ploiești, autostrada Timișoara-Moravița. V-am plimbat așa un pic pe toată harta României și cred că dacă într-adevăr vom da dovadă, să spunem, de voință și să fim realiști și să înțelegem că schimbarea începe cu noi și cu cei cu care colaborăm. Un pic de ajutor din partea legislației aveți nevoie?
O lege a drumurilor dedicată care să înglobeze, să spunem, toate aspectele care țin de legislație de mediu, legislație în materie de achiziții, legislație în materie de calitate în construcții, de autorizare, de parte de arheologie. Deci o lege dedicată, poate că există legislație acum, dar legislația, să spunem, că se adresează mai multor tipuri de lucrări. Și atunci, adunând toate aceste legi într-una singură, poate că ar da, să spunem, o liniaritate și o abordare integrată. Deja, evident, evident. Iată și cum arată datele la zi cu puțin peste o lună înainte de finalul anului. Pe drumul expres Craiova-Pitești este o adevărată cursă contra cronometru pentru terminarea lucrărilor la 40 de kilometri. Tronsonul, care ar urma să reprezinte o variantă ocolitoare pentru Slatina și Balș, a tot fost promis de autorități că va fi gata până la finalul acestui an, deși termenul oficial de finalizare e 2022. Constructorul român și-ar fi luat angajamentul să termine mai devreme. Autoritățile ne mai promit și că cel târziu la 1 decembrie vom putea circula pe autostradă de la Sibiu la Cluj. Asta înseamnă că în cel mult două săptămâni ar trebui deschiși traficului cei 24 de kilometri dintre Alba Iulia și Aiud, parte din șoseaua rapidă Sebeș-Turda, la care se lucrează din 2015. Tot pentru anul acesta ne-a fost promis și un mic ciot de autostradă de lângă Târgu Mureș. Cristina, mulțumesc că ai acceptat invitația în această ediție, am spus noi, oarecum specială a emisiunii, pentru că vrem să ne uităm la cum s-au întâmplat lucrurile din punct de vedere a infrastructurii și ne-am axat pe acest lucru. Tu ai experiență, te-ai uitat, ai urmărit ce se întâmplă din punct de vedere a infrastructurii în România și am pus harta asta lângă noi. E foarte colorată, foarte fragmentată și avem nevoie de explicații detale. Vrem să vedem astăzi cum arătăm din punct de vedere al drumurilor, drumurilor rapide, ce pregătim și unde e de fapt România, uitându-ne la harta asta din punct de vedere al drumurilor. Este foarte colorată, însă dacă ne uităm doar pe partea de proiecte pe care, autostrăzi pe care circulăm deja, ar trebui să ne uităm practic doar la culoarea roșie și o să observăm că mare parte din autostrăzile care sunt deja construite sunt în zona Transilvaniei. Eu am făcut așa și un raport, să spunem, din autostrăzile pe care le avem în momentul de față și pe care circulăm. Sunt undeva la 906-907 km de șosea rapidă. Mai bine de 50% din șoseaua rapidă existentă în momentul de față se află în zona Transilvaniei. În rest, avem autostrăzile care leagă capitala de Ploiești, Pitești și Constanța și cam acolo ne oprim în momentul de față cu ceea ce înseamnă proiecte de infrastructură rapidă construită în România. Sigur că există numeroase alte proiecte care sunt în lucru și aici avem foarte multe proiecte în lucru tot în zona Transilvaniei, pentru că avem proiecte pentru construirea autostrăzii Transilvania în lucru și pentru continuarea autostrăzii Sebeș-Turda. Mai sunt în lucru în principal autostrăzile din jurul capitalei. Vorbim aici, bineînțeles, de autostrada de centura capitalei, Inelul, care va înconjura capitala, unde avem deja vreo 4 loturi cu constructori desemnați. Pe 3 din ele se și lucrează, au început lucrările. Unul dintre ele așteaptă însă să intre în lucru undeva anul viitor. Bun. Până acum, Cristina, ai spus așa, avem zona Transilvaniei, avem partea de sud a țării, dar n-ai spus nimic despre Moldova. Ce s-a întâmplat cu Moldova sau unde e Moldova din punct de vedere a infrastructurii? Toată lumea plânge situația Moldovei, cel puțin când vine vorba de autostrăzi. Nu avem o autostradă în Moldova în momentul de față. Cum stau lucrurile acolo? Moldova nu a fost prinsă până acum pe planurile de infrastructură, pentru că în principal proiectele s-au dezvoltat pe coridorul 4 pan-european, care practic leagă Constanța-București de vestul țării. Acolo au fost cele mai multe fonduri alocate, iar bugetul de stat nu a fost niciodată extrem de darnic, să spunem așa, cu proiectele de infrastructură. Dacă ne uităm la autostrăzile construite cu bani de la buget, o să observăm de fapt că în afară de București-Ploiești nu prea avem mari autostrăzi construite cu fonduri de la bugetul de stat. Sigur că participă și autoritățile de la noi cu fonduri pentru cofinanțare, însă grosul banilor vine de la Bruxelles. Autostrăzile spre Moldova sunt prinse însă două dintre ele, pentru că vorbim de autostrada de la Ploiești, care urcă ulterior spre
Ploiești, Buzău, Bacău, Pașcani până spre nordul țării și mai avem și autostrada Unirii A8-ul, care practic ar trebui să lege Transilvania de Moldova. Sunt două proiecte importante care sunt prinse pe PNRR, Programul Național de Redresare și Reziliență, și pe care va trebui să le facem într-un timp record, 2026 termenul, și avem în momentul de față doar o bucată dintre Ploiești și Buzău care este scoasă la licitație. Trebuie să fie scoase și următoarele și, bineînțeles, secțiunile care sunt destul de greoaie din A8, pentru că acolo este practic legătura pe care și-o doresc moldovenii, nu este neapărat, să spunem, cu sudul țării, pentru că acolo avem de bine de rău DN2-ul, care este funcțional cu anumite îmbunătățiri care se pot face, adăugarea unei alte bezi, măsuri suplimentare pentru siguranța circulației, dar ceea ce lipsește Moldovei este conectarea cu Transilvania, polul de dezvoltare din partea de vest a țării, pentru ca investițiile să ajungă și în zona de est. Dacă ne uităm și la PIB-ul regiunii, o să observăm că zonele care au fost sărăcite, să spunem, de proiecte de infrastructură, și vorbim aici de zona Moldovei și de zona Olteniei în principal, sunt cele mai sărace regiuni din România. Iar pe zona Moldovei, pe zona Olteniei, deocamdată avem drumul expres Craiova-Pitești, care este în lucru și din care cu ceva șanse o să avem și o bucată deschisă anul acesta. Cristina, cu excepția autostrăzii care ne duce la mare, excepția autostrăzii București-Pitești, cam toate după aia au fost făcute din finanțări europene în special. Da, în afară de București-Constanța, unde avem și finanțare începută și pe vremea de dinainte de 89, continuată ulterior, București-Pitești, care este făcută, bineînțeles, în vremea fostului regim comunist, și București-Ploiești, care este făcută finanțată din fonduri de la bugetul de stat, restul proiectelor de infrastructură și bucata din autostrada Transilvania, într-adevăr, care a fost pe bugetul de stat și a fost construită de Bechtel, undeva 40-50 ceva de kilometri în zona Clujului, și ulterior autostrada Transilvania a trecut și ea tot pe fonduri europene. Și asta ne duce către următorul subiect, spre importanța fondurilor europene în construcția de drumuri, de autostrăzi, de infrastructură mare în general. Și, Cristina, acum nu neapărat niște sume, dar uitându-ne spre următorul exercițiu financiar, există potențial de dezvoltare, avem de unde să atragem bani, ar trebui să facem asta, cel puțin în ceea ce privește zona de infrastructură, e loc. Este loc și există și fonduri, pentru că nu avem doar PNRR-ul disponibil pe partea de infrastructură, dezvoltare de infrastructură, o să avem și programul de infrastructură dedicat, programul operațional dedicat, și nu banii o să ne lipsească, sper să nu ne lipsească capacitatea de a administra proiectele și de a le derula într-un ritm care să fie cât mai optim, pentru că avem din nefericire o grămadă de exemple de lucrări care au durat 6-7 ani. Avem și exemplul autostrăzii Sebeș-Turda, lotul 2, Grecii de la Actor, care au început prin 2014 lucrările și, dacă avem noroc, termină anul acesta, dacă nu undeva în primăvara anului viitor, dar autoritățile au promis că acolo ar trebui să fie deschisă traficul undeva în jurul datei de 1 decembrie. Dar sunt și alte proiecte întârziate, adică ceea ce noi punem pe hârtie din nefericire, acei 2-3 ani cu proiectare, cu tot, cu execuția lucrărilor, foarte rar ajunge să fie și realitate. De cele mai multe ori vorbim de depășire ale acestor termene. Poate am învățat, sper, ceva din experiența ultimilor ani în ceea ce înseamnă pregătirea proiectelor și, să spunem așa, autoritățile să fie învățat să facă și exproprierile, să ajute constructorul sau să se miște lucrurile mai bine și în ceea ce înseamnă descărcarea arheologică și mutarea de utilități. A fost un an bun pentru infrastructura mare, medie de la noi? A fost un an în care, pe lângă niște centuri ocolitoare, să spunem așa, unde lucrările s-au terminat, care erau de mult începuse și cu foarte multe rateuri până acum, nu avem, să spunem, un lot
întreg de autostradă, cap-coadă, inaugurat în momentul de față. Avem promisiuni însă că până la finalul anului s-ar putea să avem un astfel de lot. Ni se promite Sebeș-Turda, lotul 2, unde lucrează grecii de la Actor și unde se lucrează cam din 2014 și ar fi cazul să se și termine lucrările acolo. Ni se mai promit și vreo 40 de kilometri din drumul expres Craiova-Pitești, vorbind despre bucata dintre Slatina și Balș. Acolo constructorul, care are o mobilizare foarte bună în șantier și mulți muncitori și utilaje, nu este obligat să termine, pentru că potrivit contractului său, el ar trebui să termine lucrările undeva în 2022, deci nu anul acesta, dar trage tare ca să termine acolo lucrările, nu mai are foarte mult de lucru, mai are niște puncte nevralgice pe care trebuie să le rezolve, însă se mișcă foarte bine și în rest mai avem o bucățică destul de mică de autostradă undeva pe lângă Târgu Mureș, din o parte din autostrada Transilvaniei, care cu siguranță că va fi inaugurată, lucrările sunt avansate, acolo avem un constructor serios și ar trebui să fie gata, este și o porțiune relativ mică de autostradă. Întrebarea care se ridică acum este cum se va face această tranziție către transportul verde, chiar în materie de drumuri și mobilitatea durabilă. Reprezentanța Parlamentului European la București i-a provocat la începutul lunii noiembrie pe câțiva dintre europarlamentarii români să-și prezinte viziunea. Dacă noi nu ne pregătim, nu o să putem să atingem aceste ținte și ne așteaptă o sancțiune de la Uniunea Europeană. Pentru că și acest lucru trebuie să știe cetățenii. Dacă un regulament a fost votat, dacă nu am reușit noi, cei 33 de eurodeputați și președintele în Consiliul European să influențeze încât să se schimbe aceste ținte, noi trebuie să ne supunem ca stat membru la ceea ce acolo s-a stabilit. Și atunci, dacă vreți, teama mea este că noi nu vom reuși în modul în care văd eu acum că funcționează. Pentru că, de exemplu, sistematizarea transportului urban este extrem de importantă. Cum face o capitală de județ, dar și celelalte localități, un transport urban fără emisii. Da? Se poate dota cu autobuze electrice, să nu aibă deloc alt combustibil alternativ. Ponderea și greutatea revine până la urmă la autoritățile locale. Autoritățile locale trebuie să se înarmeze cu toate informațiile de la nivel european și asta se poate face prin eurodeputați care poate, din comisiile competente care poate să le dea aceste informații, pot să acceseze și dumnealor. Sigur că mai au structuri europene și orașele și municipiile și comunele la nivel consultativ, la nivel european. Cert este că acum când vorbim, ca să rezum personal, cunoscând problema din 2014 în această comisie, consider că țintele sunt extrem de mari pentru România. Șansa României